Scrisoarea primită de Maria de la mama ei a avut în emisia de ieri un impact destul de puternic asupra acesteia, aducând tulburare. Mai puțin să ieșim de aici. Să poți vorbești personal. Cred că e cel mai rămână că este. Face nesimțită pentru neamuri. Mai puțin și ieși. Și să vorbești personal. Acum mai puțin. Haide că tu o cunoști. Eu nu știu ce să-ți spun despre ea, dar tu știi. Spune asta la supărare, la nervi nostru. Ai fost fata ei atâția ani și o să rămâi. Nu mai fi supărat. Haide, vorbește cu mine. Hai, nu fi trist, te joc. O știi, o cunoști. Poate și ea. Când mi-ai supărat-o, poate probabil și altă dată. Ai vorbit cu ea afară și zis acolo că veți vorbi afară, nu? De ceva ce nu știu. Ceea ce înțeleg să-mi spui? Am blocat. Iubi, probabil că fie ați mai avut momente din astea 27 de ani în care e supărat-o sau... Și nu ai rămas de fata ei. Și o va fi și acum. Înțeleg, mama de câte ori mi-a zis mie că nu mai vrește cu mine, că o grămadă de chestii. Și uite-o. Nu-i mama, nu? O să-ți schimbe nimeni și nimic asta. Așa va fi și la tine, așa e orice părinte. Și supărat acum. Și îngrijorată pentru tine, probabil. Să-ți vorbi față în față, va fi altfel decât prin scrisori. Uite, când ieșim, direct unde ea merge, dacă vrei. Unde? În Italia? Da. Tu fii tare. Că știu că te doare și știu că îți pasă, e normal. Ați mai vrut discuții din astea? Nu știu ce să zic. Sunt pierdută. Crezi că dacă îi sunau acum și ai vorbit cu ea? Ce să-i zic? Nu știu, dar să nu fie cameră, să nu fie... Da, nu m-am șocată. Am auzit nesimțită, cred că de 10 ori, în scrisoarea aia. Însă aceea scrisoare o viza și pe doamna Mari, care la rândul ei avea ceva de spus despre cuvintele ce i-au fost adresate. Îmi pare rău de povestea cu Maria. Uneori mama... nici nu cred unele lucruri. Da. Nu, păi eu de-aia tu zici, eu venea să râd pentru că mi se părea că nu e real. Sincer, asta era percepția mea, că nu este real. Oricât de supărat ai fi pe copilul tău, la un moment dat îl lași să facă ce crede, că, dar nu-i arunci vorbe grele. Eu de obicei mă abțin să spun vorbe pentru că s-ar putea mai târziu să le regret și să fie prea târziu și să nu fie iertată și atunci încerc să nu le spun. A venit-o rău de tot pe Maria. A durut-o. Și nimeni nu poate să țină loc cu mamei tale, oricât ai duce să o îmbrățișezi. Cu toate că mă temeam să nu fie din nou interpretat, de mai multe ori am vrut să o îmbrăț așa pe Maria, dar nu vreau interpretări. Nu vreau să simtă nimeni durerea unui copil, că are și astfel de copil. Și dacă ea a trecut prin atâtea, cu atât mai mult, mama trebuie să fie lângă tine, orice ai face. 100.000 de... ce mii, miliarde de persoane să fie împotriva lui, eu o să fiu singura, tot pământul ăsta fie împotriva lui, eu o să fiu singura care voi fi în fața lui și nimeni nu o să-l ating. Sfatul meu ar fi să încerci, nu să o înlocuiești pe maică-sa, că nu se poate înlocui, să fie aproape de ea. Păi, doamna Ioana, oricine ar fi, orice fată, orice ar fi, oricum ar fi, și ar fi soția lui Liviu și Liviu ar iubi-o, voi fi lângă ea, pentru că eu nu pot altfel. E greu să și nu vreau. Mamei, să știi. Am un singur copil și pentru mine e totul. Iar persoana care va fi lângă el va face parte din totul ăla care e el pentru mine acum. Și asta e. Pentru mine biletul ăla nu pare real. Nu mi-a plăcut. Mai bine îmi trimite. Da. Indiferent de ce se întâmplă, e copilul tău. Vorbea doamnei Malvina. Mai bine nu spunea nimic. Poate păi era mai ușor Mariei. Și că suntem noi răi sau buni, nu știu cine o îndreptățește să spună lucrul ăsta. Că n-are de unde să știe. De cealaltă parte, Maria era încă vizibil afectată de cuvintele mamei ei, iar Liviu se căznea să o scoată din această stare. Te iubesc, știi asta. De bine asta. Te iubesc foarte mult. Simt că eu o să plec. Unde să pleci? Acasă. Îți dorești tu asta sau simți tu asta, că să pleci fără să dori tu? Nu o să pleci, cum să pleci? O să fie comportamentul meu tot mai grea, pentru că nu mai am putere pentru unul. Sunt eu. Îți dorești să pleci lângă mine? Atunci nu o să pleci. Ce-ți veni? Hai, fii tare, că nu mai e mult, nu mai e mult.
Ce pui mie fi tare când m-am săturat, nici nu mai vreau să-mi cuvântul ăsta. Dă să fiu tare de când am intrat aici. Și nu mai e mult, ai fost până acum, nu mai e mult. Pentru ce? Pentru mine chiar n-a fost și plăcerea, a fost mai mult un chin aici. Numai lucruri nașpa s-au întâmplat. În afară de noi doi. Ok, și acum mai puțin. Ai îndurat atâta nu și... Nu mai am energie, nu mai, nu mai am nici eu farmec, nu mai sunt la fel. Încurajările lui Liviu începeau într-un final să-și facă efectul, iar printre lacrimi Maria începea să-și revină din această pasă proastă. Când ies de aici îmi știi și Facebook și Instagram și... Îți ștergi și nume și adresă și buletin. Dacă vor să mai vadă, mă văd în emisiunile de aici și rămân poate pe YouTube. Am o iubică, asta-ți vor la nervi. O să vezi că țin la tine și te iubești, sunt familia ta și cu toți. Când o să ieși de aici, o să vezi lucrurile altfel și ei și tu și toată lumea. Băi, nu fac decât să-mi facă și de aici mult mai grea. La vreo de la început, când n-am avut pe nimeni, n-am simțit nicio un pic că mi-a fost acolo ca să mă ajute să-mi fie mai ușor aici. Păi bune, unde e iubirea dacă tu mă chinui? Din Verișoare sau din asta mi-am trimis o scrisoare să-mi zică când am văzut prin câte am trecut o să fie bine, suntem, nu știu, habar n-am o chestie, niciuna. Iubi. Nu vreau să uit, nu să uit niciodată, jur, nici prieteni, nici nimic. Atât el a fost lângă mine și cu Brighi. Și tata Maria. Da. Am spus da acolo. Ce nu e real? Vă referați la scrisoare? Am spus că percepția mea este că n-ar fi reală. Nu vreau să spun că nu este. Că era scrisul mamei, nu? Da. Doar că percepția mea... Se poate, adică vi se păreau că... așa? Că o mamă... E greu să cred că... Da. Da. Că ar fi făcut... Ar fi vorbit așa cu ea. Și ați spus acolo că indiferent ce face copilul, o mamă trebuie să fie asta întotdeauna lângă el. Asta cred și eu. Dar vă întreb, ce v-a oprit pe dumneavoastră să fiți alături de Liviu când s-a căsătorit prima dată? Păi, vedeți, dacă copilul nu simte nevoia să fie lângă el și asta, în momentul acela, și asta face parte din... Nu știu cum să vă explic. El nu și-a dorit atunci să fiu cu el, iar eu i-am îndeplinit dorința. Erați certați? Nu vorbeau cu mine, pur și simplu. Nu vorbeau. Certați, e mult spus. Deci, practic, tu, Liviu, ai trăit o relație la Indigo cu ceea ce are acum Maria cu familia ei... cu familia ta când te-ai căsătorit prima dată. Nu, pentru că eu m-am abținut din a-l critica, certa și așa mai departe. I-am spus doar părerea mea și el a făcut ce a dorit. Și mama Mariei și-a spus părerea. Da, dar nu la modul ăsta. Doar că e la distanță, poate dacă și era aici, ar fi fost altfel tratativele astea. Iar un băiat este mai puternic totuși, o fată e mai sensibilă. Cu o fată, nu știu. Și nu v-a durut atunci că îl știați pe Liviu într-o zi putea fi cea mai importantă zi din viața lui, că na, el când s-a căsătorit acolo, nu cred că și-a pus problema că va divorța. Adică niciun om normal nu se gândește, ai mă, că fac așa o căsătorie, cum ai spus tu, că și-a dorit partenera. Poate să te oblige nimeni să faci chestia asta. Nici n-am spus că m-a obligat cineva, doar că a fost ceva rapid și am zis că dacă va fi ceva cum la biserică și la restaurant... Și a fost ceva rapid și n-ai mai apucat să sun pe mama, nu? Nu, am zis că dacă va fi și la biserică și la restaurant, petrecerea mare, acolo vor fi toți. Dar mamei ai spus? Nu prea vorbeam atunci și ne știe ce cu mama. Serios? Adică cât timp n-ați vorbit? O perioadă. Definește. O perioadă, dar... O lună, două, cinci, nouă. Ideea e că era lângă mine și îl vedeam tot timpul. O lună, perioadă. Două, cinci, nouă. O perioadă, doar că oricum eram unul lângă altul. Dacă aveam o problemă reală, știam că mama e acolo. Îl vedeam zilnic, chiar dacă nu vorbeam. Ce, cum, o vedea și nu vă salutați? Nu prea ne intersectam. Mă vedea pe geam când ieșeam. Îl vedeam ieșeam. Pe geam, nu prea ne intersectam, dar îl vedeam. Eu dormeam ziua, seara când ieșeam eu, nu era mama. Vorbeam cu mama mea, cu sora mea, știam că e bine. El. Îl vedeam că e bine. Așteptam să se convingă singur. Știam că o să vină timpul acela. Din practic ne desparte doar un perete. Din păcate. Adică erați și vecini. Ne despărțea doar un perete.
Și nu v-ați întâlnit niciodată pe culoar? Nu, dacă dormeam toată ziua, doar în ziua de obicei și seara eu ies. Eram plecată când se trezea el la serviciu, el era plecat când ieșeam eu, nu prea ne. Dar nu știu, făceați o mâncare, nu-i dădea, nu le lăsați la ușă acolo? Venea tata, venea tata cu se mâncare. Se ducea soțul meu, știam de la el tot, absolut tot. Cu el vorbea. Cu tata vorbea. Nu știu, eu nu înțeleg. Știu, vă înțeleg. E greu. Dar a trecut. Da. Sunt pe și fel de situații de viață. Maria, îți doresc ca relația ta cu mama să nu ajungă vreodată în pasul ăsta, în impasul acesta. Pentru că, într-adevăr, e aproape de neconceput. Nu cred că o să ajungem să